Trebuie să vă spun, deci fiți siguri că și în cazul guvernului abordarea este aceeași, femeile la conducere. Și rezultatul, mi-l asum, o să fie cel care îl așteptăm. Mi-am notat numai decât să nu uit și asta cu asta trăiesc în fiecare zi, inclusiv pentru doamnele antreprenori, 8 martie nu trebuie să fie o dată în an. Și nici sărbătorile de anul nou nu trebuie să fie doar o dată. Deci noi trebuie să ne îngrijim că aceste evenimente, când societatea și manifestă dragostea și respectă față de oameni, trebuie să fie în fiecare zi, iar guvernul, în ceea ce ține susținerea antreprenoriatului pentru Doamne, inclusiv în filiera ODIM, Organizația de Dezvoltare Întreprinderilor Mici și Mijlocii, va asigura această atenție. Sunt absolut fericit că sunteți reprezentați și în Consiliul Economic pe lângă prim-ministru și noi nu doar vom asculta ceea ce vocea dumneavoastră, cum s-a exprimat doamna director, dar și o vom auzi, vom implementa ceea ce ne propuneți. Ori, iarăși, mai bine ca dumneavoastră evalua, analiza situația și a veni cu soluții, nu poate nimeni. Deci eu vă mulțumesc foarte mult, suntem permanent la dispoziția dumneavoastră, fiindcă suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, permiteți-mi, vă rog, să vă doresc un an nou cât mai bun, succese mari. Știu că aveți mare majoritate planuri de dezvoltare pentru anul viitor, investiții. Și noi, ca guvern, ne propunem să fim predictibili, să nu vă surprindem în fiecare dimineață cu politici imprevizibile, astfel încât planurile ale dumneavoastră, ale noastre și toate cele comune, a planului tău să fie realizate. Sănătate, succes, numai bine familie, pentru că dumneavoastră sunteți și acolo sunteți cel mai important. La mulți ani tuturor, succes și mulțumesc încă o dată pentru invitație.